risulta a collade quanti elementi le congruenti dopo per dopo. E risulta che avem AB congruente con IMN. E che come vi dai che non te lo scrivi pe tavola, non te lo scrivi pe tavola, nu mai scrivi nimic. Cap un pic mai sus și scrii cum dictez. Eu scriu funcție de cum dictez. Și că AC, da, AC este congruent cu MP. Yeah. Și am și că NP, NP. Adică tot de la primul, că am pus pe triunghiul abecedic. Da, da, noi nu știm. Nu, tu terminăm ideea că sunt congruente. Din cauza că sunt congruente, triunghiul îi spunem toate informațiile. Și BC. Da. BC, congruent cu? Congruent cu NP. Cu NP, da? Da. Și continuăm, din cauza că am triunghiul congruente. Și mai știm, da. Unghiul, că unghiul A este congruent cu unghiul M. Unghiul A. Congruent cu unghiul M. Că unghiul B, B este congruent cu unghiul N. Al doua literă din față. Unghiul P. Unghiul C. Să terminăm din prima. Triunghiul al BC este în stânga. Unghiul C este congruent cu unghiul P. Așa. Avându-le pe astea și adăugăm ce ne-a oferit autorul de desubt. AB, tot în ipoteză. Din ipoteză am luat toată asta și mai adaug acum că AB e 2 cm. Egal cu 2 cm. Sau autorul. Da. De unde rezultă că și M este egal cu 2 cm? Nu, ce mai știi din ipoteză? AC egal, ce s-a dat autorul? E de sus, acolo. A, că AC e 3 cm și că MP e 4. Așa redactez. MP egal 4 cm. MP. P. Da. P egal cu 4 cm. Și mai știi ceva? Mai știi că măsura unghiului M. Măsura unghiului M este egală cu 30 grade. Și acum, poate sunt ca într-o oglindă și de aici ne dăm seama. Ne-a zis BC-ul. Cât e BC-ul? BC-ul. Nu uităm, cu cine e congruent BC-ul? Exact. Uite-te. BC este 4 cm. BC e congruent cu NP. Zicem așa, BC egală cu NP. Egal cu NP și egal cu 4 cm. Așa. BC? Da. Așa. Apoi, AC. AC este congruent cu NP și este egal cu 3 cm. Egal cu 3 cm. Apoi, nu. Unghiul... Nu unghiul. Păi de ce vă mai cere, domn profesor? Mă pă. Că nu sunteți cerinții. Mă pă. Domn profesor? Da? Mai în partea cealaltă. Deci, AC-ul... Uite, se ceri MN-ul și MP-ul. Așa, BC-ul am aflat-o. Am aflat-o. MN... MP-ul ați aflat-o, MN-ul acum ați cere. MN-ul cu cine e egal? MN-ul este egal cu AB și este egal cu 2 cm. Și mai ce e măsura unghiului A? Unghiului A este egal cu măsura unghiului M și este egal cu 30. Trebuie spuneți măsura. Măsura lui A egal cu măsura lui M și este egal cu 30 de grade. Asta e. Deci, lumă. Da. Și am terminat acum pentru că ea, de ce am făcut eu acum? Mi-a scris ipoteza toată. Și în baza ipotezei a reușit foarte bine foarte corect. Deci așa trebuie să scrii. Deci, băi, ce mi se dă? Mi se dă de ce triunghiul sunt congruente. Deci am tradus, am tradus ce înseamnă congruența triunghiului. Toate elemente congruente. La ce mai am mai adăugat și mai dă de autonom. Și asta. Bun. Și atunci se vede foarte clar că BC e cât ne pă egal cu 4. Cu care atunci da? Așa, așa redactăm. Uite că e tău, să știi. Să vedem altă problemă. Asta e tot de la față, mă, care urmează? Da. Pentru că trebuie voi, cum se vede la început, să mă învățați să redactați ca lumea, să înțelegeți cum trebuie să rezolvi problemele astea. Nu trecem la probleme complicate, fără să știm. Și B. Deci dacă triunghiul ABC este congruent cu triunghiul MNP și mai știm că MN e 30 de centimetri, MN egal 30 de centimetri, NP egal cu 25,
pe centimetri. Și perimetrul triunghiului ABC este 75 de centimetri. Să aflăm a ce? În concluzie, să aflăm a ce? Asta e foarte important. Ipoteza. Și în concluzie, să aflăm a ce? Cine? Hai să vedem ce ni se dă. Nu se dau două triunghiuri congruente. Da. Și îl avem pe unul dintre... Stop. Două triunghiuri congruente. Ce facem? Demonstrație. Și scriem tot. Demonstrație. Scriem. Demonstrație, da? A, B, cu cine e congruent? Scriu. Triunghiul AB. Dacă triunghiul AB este congruent cu triunghiul MNB, rezultă, traducem. Rezultă. Și fac acolo, s-au scris. Așa. Ce? Că AB, da, este congruent cu... Egală. Ca să mergem, AB egal cu mână. Mână. BC, corect, este egal cu NP. Corect. AC este egal cu MP. Corect. Unghiul A este egal cu unghiul M. Este congruent. Congruent cu unghiul M. Da. Unghiul B. Sau dacă zici măsura lui A, egal cu măsura lui B. M. Măsura lui... Măsura unghiului B este egală cu măsura unghiului N. Da. Așa. Măsura unghiului C este egală, este, da, egală cu măsura lui P. Așa. Bun. Și mai știu că mână e 30 cm, tot din ipoteză. Da. Asta mai din congruență. Așa. A rezultat. Deci mai adaug acum ce mai am în completare din ipoteză. Completă. Mână, zi. Nu. Mână. O secundă. Păi, dar asta e altă chestie. Am tradus congruența. Bun. Mai departe. Mai am că mână e de 30 de centimetri. Că NP e de 25. Că perimetrul triunghiului ABC e 75. Traducem asta. Zi. Pentru că noi avem că mână este egal... Ce înseamnă perimetrul triunghiului? Întâi perimetrul, Daria. Triunghiului ABC. Egal cu cine? Ca și la altul. Cu suma tuturor laturilor, vorbește. Stai să scriu. Perimetrul triunghiului ABC egal cu... ABC este egal cu AB, da, plus BC, da, plus AC. Plus AC. Și egal cu 75, că știi. Cu 75. Și pentru că am că... mână e 30. Stai puțin. Vreau să scriu că... AB este congruent cu MN. Mână-i 30? Da. Deci azi zicem AB congruentul egal cu mână și egal cu cât spune autorul. 30. Egal cu 30. Mai departe, zi, dacă. Am că NP este egal cu BC și este egal... NP e egal cu BC. BC și este egal cu 25. Da. Centimetri. 25 cm. Ce rezultă de-aia? O să mă duc în situația de sus, da, și o să scriu că perimetrul triunghiului A, în loc de AB pune 30, în loc de AB pune pur și rezultă. 30 plus 25 plus AC, care este egal cu 75, de unde rezultă că AC este egal cu 20 de centimetri. Și din atât. Asta rezultă că și A nu. Așa atât, asta se sugere. Ace. Okay. Deci am aflat ace. Termina problema. Corect. Deci a fost nevoie să le traducem aici. Am zis ce înseamnă un perimetru. Ce știam? Am înlocuit. Am înlocuit. Și a rămas să treia. Da. Să faceți aici problema. Aia pe aceea șez eu. Da, da. Deci, 6, de la pagina 203. Știm că propozițiile. 1. Triunghiul ABC este un triunghi scalen. Triunghiul ABC este un triunghi scalen. Da. Ce o fi un triunghi scalen? Oarecare. Așa. Așa, e așa. Oarecare, isoscel sau scalen. Bun. Și că, și doi. Deci, deci știm că propoziție. Triunghiul ABC este un triunghi scalen. Oarecare. A, B, C. Oarecare. Oarecare. Ce înseamnă prin oarecare? Ce înțelegi tu prin chestia asta? Adică are toate unghiurile și laturile diferite? Da. Toate laturile și unghiurile diferite. Și că triunghiul ABC este congruent cu triunghiul EDF. Asta e propoziția 2 sau 1? Da, propoziția 2. Triunghiul ABC congruent cu triunghiul EDF. EDF.
Deci știm că propozițiile astea două sunt simultan adevărate. Așa. Deci asta constituie toată ipoteza. Da. Stabiliți valoarea logică a fiecăruia din propozițiile următoare. Atunci. Triunghiul FED este congruent cu triunghiul QAB. FED congruent cu triunghiul QAB. QAB. Și puneți triunghiul, profesor, în față. Da, triunghiul QAB. Triunghi. Da, dar spus și unghi. Așa, triunghi. Fără. Și la patru, și, adică propoziția trei asta, triunghiul fuiedrui, și în cele două propoziții, că sunt simultan adevărate, 1 și 2, adică primele două chestii, să arătăm 3 și 4, cum a pus domnul profesor A și acum B, cum ar veni. Și că triunghiul B, și triunghiul B, că A este congruent cu triunghiul E, F, D, Vă că A congruent cu E, F, D. F, D. Hai să vedem. Păi, dacă triunghiul F, E, D, practic este triunghiul F, D, F, nu? Da, haide să vorbim de la ipoteză, nu? Deci, da. Faptul da, ABC cu E, F, D, ABC cu E, F, D, înseamnă așa. AB cât E, D, AC cu... Haideți să facem două triunghiuri. Da? Nici măcar n-am nevoie să fac. Hai să vedem atunci cum faci. Dar de ce? Cu ce propui tu? Cum să păi dacă este oarecare, adică nu prea mă interesează faptul triunghiul ABC e oarecare. Care sunt daturile și care sunt așa și ce. A, da? Ia uite că simultan adevărate. Păi da. Tu știi întâi că e oarecare triunghiul ăsta și aceea știi că triunghiul ăsta ABC este congruent cu triunghiul ABC. Păi da, dar oricum aș... De exemplu, dacă eu am triunghiul de F, eu pot să citesc F, nu? Sau pot să citesc D, F. Dar la toate tot alea rămân cu copiii. Hai să vedem. Deci, atenție multe. Când am zis triunghiul ABC cu E, D, F, eu zic să facem figură. Așa. Uite, da. Facem un triunghiul oarecare, așa cum ne se zice la prima propoziție. A, B, C. Păi D. C. Oarecare. C. Și acum îl fac în partea asta. Dar acest triunghi oarecare... E... E, D. E, D și F. Acest triunghi oarecare este congruent cu acest triunghi A, B, C? Cu E, D, F? Da. Hai. Bun. Notează la A, B, C. Uite, domn profesor, domnul doamnă, A, B, și C sus. Și atunci E, D și F sus. F. Bun. Acum, în clipa în care Daria am făcut așa, dacă schimb loc de E, D, F, zic triunghiul E, F, D. E, F, D. A scris F, F. E, F, D. Acest triunghi FD, în corespondența asta de elemente, înseamnă așa. Înainte era AB cât ED. Adică asta era cât asta. AB așa. Era cât ED. Așa. Da? Dar acum, dacă spune AB, va fi cât EF. Că așa am zis noi, când vedem literele în succesiunea asta, în ordinea în care sunt scrise, așa le vedem. Exact. Deci AB... era cât e D, AC cât e F și BC cât FD. Da? Așa. Păi și acum de ce nu este? Și ia să vedem acum, cine se cere? Eu insist. Eu am modificat un pic. E, F, D. Pur și simplu. Deci, triunghiul înainte era așa ABC și însemna așa că AB cât ED. Că BC cât cine? BC cât e FD. Da. Și că AC cât e F. AC cât e F. Bun. Asta știm. Asta știm. Da. Din congruența celor două. Da. Și triunghiurile de iarăși două câte două în ordinea în care apare astea. Da. În ordinea în care apare astea. Și acum zici, triunghiul F e D. F, F, E, D. Să ne uităm, cum zice autorul, nu? E, F, D, zice el. Eu am zis E, F, am zis exact. Da, dar știți care e faza? Că dacă vă uitați la A, propoziția A este adevărată.
Păi la A noi vrem acum. Pentru că stați să dacă voi facem așa, da. AB este era congruent cu ED, da? Adică AB este egal cu ED. Și noi aici avem AB, că este ED. Hai să o analizăm pe antă. Hai să mergem pe antă. Păi da. F ED. F ED este congruent cu AB. Cu AB. F E cu... cu cine este? Cu AB. A, F E cu ce A? Corect. F e. Cu ce A? Corect. Cu ce A? E. Cu ce A? Corect. Și asta este valabil și la propoziția de măsură. Stai să vedem. Corect. F e. Deci vedem acum cum sunt notate. E d este cu A B. E d e cu A B. Ceea ce este valabil la propoziția și de măsură. Cu A B, da. Propoziția și F d este cu C B. F d e cu C B. Și la fel e și la propoziția de măsură. Și de ce este bine la propoziția? Dar pe unghiul este adevărat? F este cât unghiul înainte, F era cât C. Da, da, este adevărat. E trebuie să fie cât A. La propoziția. Este totul adevărat. Practic este același triunghi, dar citit de invers. Da, aici C, B, A, da? Și F, D, A. Nu s-a, ca ordine a literelor nu s-a inversat nimic. Nu citit de invers. Da? Nu sunt invers. Deci nu există literele amestecate altfel decât în aceeași ordine. Da. Cum a fost înainte A, B, C, D, Daria, E, D, F. Acum, a zis F, D, E. F, nu, a zis F, E, D. F, E, D. Și C, A, B. E, aici e o problemă. Nu este. Uitați, C-ul este cât F. Așa da. Este adevărat. Iar aici e B-ul cât D-ul. Da. Și aici e E-ul cât A-ul și s-a stricat. Ia să vedem. B-ul cât D-ul. E corect. B-ul e cât D-ul aici, da? Da. Și aici este E-ul cât A. Da, e corect. Tot e corect. Păi nu, că unghiurile toate sunt diferite. Nu e adevărat. Uitați-vă, cum vă uitați bine. Toate sunt corecte. Unghiul A este cât unghiul E. Unghiul A. Este cât unghiul E. A cât E. Da, uitați-vă jos. Pe a, da, aici. A cât E. A cât E, da, corect. E propoziția e adevărată. Bun, e perfect. A, vezi da. Dreptate. Și acum mergem la B și verificăm. Următoare. B, C, A. B, C, A. A trebuie să fie congruent cu E, F, D. Cu E, F, D. Asta nu mai e. Asta și cum arătăm că numai e faptul că BC este egal cu EF și sus este BC cu DF. Deci deja s-a obligat egal. Și asta e un element care diferă și de asta e fals. Deci asta e fals pentru că... Una e adevărată și una e fals. E perfect. Deci aici triunghiul a fost citit invers ca litere. Literele sunt în aceeași ordine. Și atunci pe element a fost perfect. Da? Da. Deci, în primul caz, asta este adevărat. Adevărat și la urmă și aici este fals pentru că ai găsit tu... că BC ar fi egal cu EF. Ori BC era cât DF. Da? Corect. BC, hai să spunem, BC e diferit de... Nu e congruent cu... Deci nu e congruent BC-ul cu EF, nu? Cu EF. Pentru că ea, BC-ul a fost congruent aici în ipoteză cu cine? BC-ul a fost congruent cu... ED. Cu DF. Nu, eu nu văd. DF. Bun. De ce cu DF? 11 de la pagina 203. 11. De la 203. Ce spune? 7 n-am făcut-o. Pe 7 n-am făcut-o. Da, o să facem. Bine, 7. 7 de la pagina 203. Facem 7. Da. Imediat. Se dau triunghiurile echilaterale A, B, C și M, N, P. Și în importează. 11 lung. Triunghiul A, A B, C. În continuare. Și triunghiul MNP, echilateral. Nu e în loc de 11, 7 de aia. Echilateral. Ce înseamnă echilateral? Știați ce scrii. Dar când știi ce scrii, poți să și gândești. Ce înseamnă echilateral? Toate laturile sunt egale. 2 câte 2. Bun. Știind că perimetrul triunghiului ABC este 18 cm. Dar amândouă sunt echilaterale. Da. Deci perimetrul triunghiului ABC 18 cm. 18 cm. Și că mână e egal cu 6 cm. Mână e egal cu 6 cm. Să arătăm la punctul A că triunghiul ABC este congruent cu triunghiul MNP. Mână. Să pornim de la aceștia. Nu?
facem două drumuri echilaterale. Ce spui când ai, ai pronunțat cuvântul triunghi echilateral, ce știi foarte repede? Că au laturi legale. Poate laturi legale și încă ceva mai au. Și unghiurile. Și toate unghiurile egale și, și chiar mai important știm și măsura lor. Da, toate 60 de grade. De 60 de grade. Facem repede. Sau scriem, cum vreți. Facem două triunghiuri repede echilaterale. Da. Deci, două triunghiuri echilaterale. Dacă ridici la jumătate din latura de jos, da, și te duci și plătești. Și facem și echilaterale, dar și congruente între ele. Noi le facem deodată. Da? Pentru că acolo trebuie să ajungem. Triunghiul A, B, C și triunghiul E, E, P. A, B, C și E, M, E, P. Bun. Avem, a, le-am făcut cele două triunghiuri echilaterale. Acum știm că perimetrul ABC e 18 cm. Ce aducem de aici? Deci, perimetrul triunghiului ABC egal cu 18 cm este de parcă, am spune, echivalent cu... Că AB plus A, B plus A, 18 cm. Deci toate cele trei adunate, nu? Toate cele trei laturi adunate fac 18. Dar cum este echilateral, cum sunt cele trei ca mărime? Sunt egale. Deci avem așa. Asta ce înseamnă? Deci asta de aici... Deci adăugăm triunghiul ABC echilateral. Scrie, triunghiul ABC echilateral. Rezultă că, de fapt, AB egal cu AC, B egal cu AC, egal cu BC, egal cu L, să zicem, ca mărime, cu L. Și atunci... De unde rezultă că AB este egal, AB este egal cu BC și este egal... De unde rezultă că AB este egal cu BC și egal cu AC și este egal cu AC și este egal cu 6, trebuia la perimetru spun că AB plus AC plus BC egal cu 18. Din cele două rezultă că 3L este egal cu 18 și atunci L egal cu 6 cm. Și dacă asta, și pentru că știm că toate o să aibă 6 cm și la celălalt triunghi, dar știm că MN este 6 cm și deoarece M, deoarece să scriu că MN este egal cu 6 cm și că triunghiul MN egal cu 6 cm și că triunghiul MN pe echilateral. Rezultă din cele două. Rezultă din cele două că MN este egal cu... Rezultă că triunghiul, dacă M de 6 cm, atunci triunghiul fiind echilateral, sau toate laturile sunt egale. Da, deci MN este egal cu MP, este egal cu MP și este egal cu 6 cm. 6 cm. Din astea două și că unghiul cu toate sunt de 6 cm, adăugă 6, da? Da. Că unghiul M, măsura unghiului M, egal cu măsura unghiului în... Ca egal cu măsura unghiului pe... Și este egal... Cu 60 de grade. Din cele două, din asta, rezultă că triunghiul... putem să adăugăm și că triunghiul... Era de ajuns să punem că AB egal cu AC și egal cu BC și egal cu 6, MN egal cu NP și egal cu MP și egal cu 6. Și din astea două rezultate... Exact, rezultă că triunghiul... Deci... De relația asta, mama, ca să nu mai scrie odată, asta o notez cu 1 și asta la altă notez cu 2. Și zicem AB egal cu BC și egal cu AC și egal cu 6 cm. Și 2, ca să nu mai scrie. Triunghiul ABC. Triunghiul ABC. A, este congruent cu triunghiul M, N, N. Congruent cu triunghiul M, N. Sunt egali. Da? E relația 1 și relația 2, ca să nu mai scriu odată. Suntem în triunghiuri congruente și cu asta... Da, e 6 acum. Și eu... E 5. E 5. 5 și 10, spuneam că... Trebuie să ieșiți. Da, fără nicio problemă, domnul profesor. Continuăm noi două, mamă. Sigur că da. Asta e una temă. Da, da, temă, liniște, că nu e... Că e ușoară tema, mamă.
Deci, da, opri. Gata. Hai să mă duc. Hai zi, Darian, la revedere. La revedere, nu uitați de like, share, să abonați la profundă. La revedere.